Bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă arăt cum fac magiun fără să stau lângă el la foc. Am avut 4 kg de prune din care am scos sâmburii, mai am atâtea, restul le-am procesat. Cum procedez? Am această tigaie în care pun prunele și le las pe placără mică cu capac până când se înmoaie, nu trebuie stat lângă ele, nu se ard. Tigaia este cam mică, din păcate, trebuie să pun de mai multe ori. Nu trebuie să o spăl. Și acum am să pun prunele în tigaie, ultima șarjă, le pun pe placăra mică și le las până când se înmoaie. Voi pune, se vede placăra mică cât este, voi pune tigaia pe flacără, flacăra să fie exact sub aceste orificii. Și am să pun capacul și las așa timp de aproximativ o oră până când se înmoaie, e ultima șarjă. E gata ultima tură. Am ajuns la consistența dorită. Se poate lăsa și mai mult dacă vreți să fie mult mai viscos, dar mie îmi place așa, deci după ce se răcește nu va mai curge. Opresc focul și am să pun în borcane. Acum voi pune și într-o tavă și îl voi usca la soare. Au ieșit 3 borcane de 330 și ce-am pus în tavă pentru uscare în jur de un borcan jumate. Deci din 4 kg jumate de prune, destul de puțin iese pentru că am lăsat să fie foarte concentrat. E mult mai bun așa fără zahăr. Am să las până mâine acoperit cu... Le las acoperite cu un prosop.
am adus stava de afară și am început să răsucesc din stratul care s-a uscat, din margiunul pe care l-am pus la soare. Vedeți că se desface de foaia de copt.